și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, alături din nou de doamna Constanța Năiță. Astăzi ne va pregăti costițe cu cartofi țărănești. Abia aștept să aflu cum se face acest preparat. Bine v-am regăsit! Bine ați venit din nou la noi în bucătărie. Vă așteptăm cu mare drag întotdeauna cu o rețetă surprinzătoare. De data aceasta este un secret, doamnelor. Dacă vreți să vă surprindeți soții, pregătiți acest preparat. Coaste cu cartofi țărănești. Am niște coaste de porc afumate pe care le pun la prăjit. Pentru cartofii țărănești am nevoie de cartofi pe care i-am curățat, i-am tăiat cuburi și i-am pus la fiert. Acum ne vom ocupa de celelalte ingrediente. Punem tigaia la încălzit, adăugăm câțiva strop de ulei și am aici puțină ceapă pe care o tai cubulețe mici. Pun în tigaie. O bucățică de mușchi pe care îl tai la fel cu bulețe. Adaug în tigaie. Bucătăria noastră s-a umplut de arome plăcute. Ardei roșu. În momentul să întoarcem și coastele noastre. Pregătim o farfurie cu un mic decor. Eu mă voi ajuta de un cerc pentru a da o formă cartofilor mei. Să nu-i punem la întâmplare și să surprindem bărbații, v-am mai spus. Legumele s-au călit. Adăugăm cubulețele de cartofi. Îi mai amestecăm 2 minuțele, 3, să se amestece între ele gusturile. Adăugăm puțină sare și piper. Nelipsite de altfel în bucătărie. Bucătărie fără sare și piper
nu merge. Gata. Voi realiza un turnuleț din acești cartofi, așa ca prin magie. Coastele mele sunt și acestea prăjite, sunt gata.